TikTok, o platformă de socializare populară în special printre tineri, a devenit din ce în ce mai vulnerabilă la dezinformare. Studii recente arată că o parte considerabilă a conținutului video de pe platformă conține informații false sau înșelătoare, prezentând riscuri pentru utilizatori. Iată principalele motive pentru care dezinformarea este răspândită pe TikTok. Algoritmul. Algoritmul TikTok este conceput să țină utilizatorii captivi, recomandându-le conținut bazat pe interesele lor anterioare. Acest lucru poate duce la crearea unor bule de filtre, în care utilizatorii văd doar informații care le confirmă propriile credințe, reducând expunerea la informații contradictorii și reducând probabilitatea de a identifica dezinformarea. Formatul video. Conținutul video de pe TikTok este adesea scurt, dinamic și captivant, ceea ce poate face mai dificilă verificarea informațiilor prezentate. Utilizatorii sunt mai predispuși să accepte informații prezentate într-un format atractiv fără a o verifica. Lipsa de încredere în mass media tradițională. Unii utilizatori tineri tind să se bazeze mai mult pe informații găsite de pe platformele sociale decât pe știrile din surse tradiționale. Această neîncredere poate face utilizatorii mai vulnerabili la a crede dezinformarea pe TikTok. Autenticitatea percepută. Utilizatorii individuali care postează videoclipuri pot fi percepuți ca fiind mai de încredere decât instituțiile media tradiționale, chiar dacă informațiile pe care le prezintă nu sunt verificate. Efectele negative ale dezinformării pe TikTok. Efectele asupra sănătății, dezinformarea medicală, cum ar fi sfaturi false despre tratamente sau vaccinuri, poate avea consecințe grave asupra sănătății utilizatorilor. Polarizarea socială. Dezinformarea politică poate contribui la o creștere a polarizării sociale și a diviziunilor în societate. Ce se poate face pentru a combate dezinformarea pe TikTok? TikTok poate lua măsuri pentru a îmbunătăți algoritmul său pentru a reduce recomandarea conținutului care conține dezinformare. De asemenea, poate implementa sisteme de verificare a informațiilor și poate colabora cu fact-checking pentru a identifica și eticheta dezinformarea. Utilizatorii pot juca un rol important prin dezvoltarea abilităților de gândire critică și verificarea informațiilor înainte de a le distribui. De asemenea, pot raporta conținutul suspect platformei. Educația. Este importantă educarea utilizatorilor, în special a tinerilor, cu privire la identificarea și evitarea dezinformării online. Dezinformarea pe TikTok este o problemă serioasă care necesită o abordare complexă. Platforma, utilizatorii și factorii de educare trebuie să colaboreze pentru a crea un spațiu online mai sigur și mai informat.